Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre mouse, cum să-l facem și pentru stângaci și pentru dreptaci. Eu acum sunt normal și de drept sunt dreptaci, dar l-am dat pe stângaci. Acum vreau să-l dau din nou pentru stânga sau pentru dreapta. Adică, haideți să vă arăt. Deci dăm aici un click normal, da? Intrăm la setări tot click normal. Intrăm aici la dispozitive, bluetooth imprimante, mouse, tastatură și altele care sunt conectate la calculator, laptop și așa mai departe. Aici avem mouse, tastatură și creion, USB. Pe mine mă interesează aici mouse da? Și avem aici deci mouse -ul. în loc să-i dăm un click normal în partea stângă, cum se dă, sau cum cel puțin așa l-am cumpărat pe partea stângă, ca așa m-am obișnuit dacă sunt dreptaci, să dau click normal pe partea stângă. Acum, dacă am pe cineva care este stângace sau stângaci, da? avem pe cineva în familie, putem să-l facem și pe partea dreaptă. Îi dăm de aici după cum vedeți. Acum dacă doriți este pe stânga, adică pentru dreptaci, da? Deci clicul normal pe partea stângă și acum clicul normal va fi pe partea dreaptă pentru stângaci. Deci cel care e cu mâna stângă, da? Va da click normal exact cum dăm noi dreptacii. Mai arăt o dată. Sper să vă fie de folos să vă ajute. Dăm aici, frumos, sau nu știu, cum ajungeți dumneavoastră la setări, da? Setări, frumosel. Acum iară l-am pe, pe dreapta pentru stângaci. Iar dispozitive, da? Dispozitive, Bluetooth, imprimante și așa mai departe. Mergem aici la mouse, da? Dăm normal și aici, sus, da? Selectați butonul principal. Dreapta, stânga și așa mai departe. După cum vedeți. Stânga, dreapta și așa mai departe. Sper să vă ajute. Pentru că, de ce am vrut să vă arăt? Eu avem probleme cu soția, care e stânga de fel. Și stânga ce mai. Mm. Și... Mai multe feluri, mai ales la calculator sau la laptop, că tot una este. Ca să o ajut, am dat mouse-ul pe partea dreaptă, adică pe, pentru cel cu stânga. Pentru stânga cea mea, care o iubesc mult.